Spuneam la prima parte că viața noastră trebuie să fie cu totul centrată în Dumnezeu. Și astea sunt slogane cu care noi suntem învățați. Dar dacă încerci să faci treaba asta și nu reușești, știți care este motivul pentru care noi nu reușim să fim centrați în Dumnezeu? Și foarte curând, foarte curând o să pornim seminarul. Care este motivul pentru care noi nu reușim să ne rugăm cum trebuie? Adică ucenicii au petrecut 3 ani și jumătate cu Iisus și după 3 ani și jumătate și-au dat seama când l-au văzut pe Iisus cum se roagă, că ei nu știau să se roage. Și au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, pentru că El se ruga cu putere și ei se rugau fără putere. Iar Pavel spune că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, că noi nu știm nici măcar să ne rugăm. Nu-i așa? Well, de ce nu știm să ne rugăm? De ce nu reușim să-L experimentăm pe Dumnezeu? De ce nu avem minuni, experiențe? Spune că copiii vor visa vise, bătrânii vor avea vedenii, bolnavii vor fi vindecați, se vor boteza cu miile, înainte a veni Iisus se vor întâmpla foarte multe minuni. De ce nu se întâmplă? De ce nu se întâmplă? De ce biserica noastră nu este ca biserica apostolică? Întrebarea este, de ce nici măcar nu avem plăcere să-L servim? Știm că trebuie să-L servim, vrem să-L servim pe Dumnezeu, dar nu avem acea pasiune să murim de drag să-L servim pe Dumnezeu. Ah, de-abia aștept să mă duc să-L servesc. 3 ore pentru Dumnezeu e prea puțin. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Și aș vrea să vă sugerez o experiență din Biblie pe care o știm toți cu bine, cu foarte bine, nu că o știm bine, o știm ca pe Tatăl nostru. Vă amintiți de fiul risipitor? Erau 2 frați. Unul era adventist. Dădea zecime, mergea la adunare în fiecare sâmbătă, făcea evangelizare, făcea și așa mai departe. Bun adventist, muncea pentru Domnul. Nu? Fratele al mare era muncitor, nu era muncitor? Vă uitați în Biblie cu atenție, era un adventist strălucit. Celălalt asculta muzica cea mai lumească, să nu zic nebună, muzică fără niciun sens, avea părul vopsit cu roșu și cu galben, așa numai o coamă în vârful capului. Ce-aș putea să spun mai rău ca să-l descriu? Avea lanțuri pe aici și niște pantaloni largi negri. Merge? Încep să-l descriu bine? Pe fratele al mic? Și nu mergea la adunare niciodată și lua droguri. Ok, a cerut banii tatălui, cunoaștem istoria, a luat banii, a plecat, n-a mai vrut să audă de familie, n-a mai vrut să audă de nimic, a cheltuit toți banii în prostituție, adică, cunoaștem, femei, droguri, băutură și așa mai departe, da? În situația respectivă, în păcatul lui, în viața lui mizerabilă, ăsta crede că e creștin, ăla crede că e în lume. Nici unul, nici altul, ca tâlharii de pe cruce, nici unul, nici altul nu-L cunoștea pe Dumnezeu, nici unul, nici altul. Duhul Sfânt îl impresionează și se întoarce acasă. Biblia spune că tatăl îl aștepta, i-a fugit înainte și îl aștepta, așa este? Îl reprezintă pe Dumnezeu, până acum știm. Acum vreau să vă gândiți la ideea asta, care nu e o idee nouă, cu toți o știm foarte bine. Vreau să vă gândiți la ideea aceasta. În tradiția iudaică, spune în Leviticus, că acei copii care n-au rătau respect și călcau legea, trebuia să fie omorâți cu pietre ca un exemplu pentru ceilalți tineri. Să nu mai facă nimeni la fel în oraș sau în sat. Deci trebuia când vine acasă să fie omorât cu pietre. Biblia spune că tatăl i-a fugit înainte și l-a luat în brațe. Dar în ebraică, dacă vă uitați sub cuvântul ăla, sunt mai multe cuvinte de a îmbrățișa pe cineva. Acel cuvânt nu reprezintă îmbrățișare, ci reprezintă protecție. În traducere. Adică tatăl l-a acoperit cu corpul lui, dacă cineva dă cu piatra, să lovească pe el, nu pe copil. Acum, vreau să vă gândiți. Un copil care își distruge familia, își ruinează familia. Când primesc câte un telefon și aflu că fiul m-a făcut vreo prostie, mă apucă stomacul, mă apucă tremuratul, mi-a albit părul în cap și nu știu ce să-i fac. Nu știu ce să-i fac. Zic, bine mă, dar muncesc pentru tine de cad. Nu știu ce să-i fac. Câți dintre noastre ați avut vreodată experiență de genul ăsta cu copiii? Știți despre ce vorbesc? Cred că știți, da? Copilul ăla e mai rău decât toți copiii care ne putem imagina. Și când vine acasă, tatăl îl acoperă cu corpul lui ca să nu fie omorât cu pietre, îi dă haina lui care reprezintă neprihănire, îi dă sandalele care reprezintă libertate, îi dă inelul care reprezintă autoritate, spune de aici înainte, hotărârile casei, în loc să le iau eu și să pun sigiliu, le iei tu,
Păi copilul ăla avea cap să ia hotărâri? Cine dintre dumneavoastră ar lua un așa om și l-ar pune prezbiter șef în biserică? Să ia hotărârile în biserică. Îi dă inelul care reprezintă autoritatea familiei, care era sigiliul familiei, să ia hotărâri și apoi spune, facem o sărbătoare mare, tăiem vițelul îngrășat. Dar dacă vă uitați în termenul din ebraică, vițelul îngrășat este un termen specific care se aplica numai la vițelul de ispășire, care era cel mai bun, fără defect, și odată pe an îl ducea la templu, pentru iertarea păcatelor. Deci ia vițelul, nu orice vițel, ci vițelul îngrășat și îl aduce ca jertfă de ispășire. Spune așa, nu putem aștepta până la ziua de ispășire, pentru că între timp cineva îl va omorâ mâine pe stradă. Invită tot orașul să știe că copilul lui a fost iertat. Și asta zice, uite, copilul meu a fost iertat, am adus ispășire pentru el. Acum, vreau să vă întreb, ce putea să spună copilul ăla? Ce putea să facă? Ce a meritat din toate astea? Moise, în prezența lui Dumnezeu, pe munte, în ale 40 de zile, când l-a văzut pe Dumnezeu cum e, a început să strălucească instantaneu. Îngerii se uită la Dumnezeu cum lucrează pentru noi și zic, vrednic! Vrednic, oh, își uită cuvintele, nu mai zic nimic altceva, vrednic, vrednic, oh, vrednic e mielul, wow, ce-a făcut mielul, vrednic este. Noi nu putem să-L slujim pe Dumnezeu și să-L facem în centrul vieții noastre pentru că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vreau să vă sugerez astăzi că dacă în loc să vă luptați cu păcatul, ați petrece timp să-L cunoașteți pe Dumnezeu și iubirea Lui și părtășia Lui și prezența Lui și ce este Dumnezeu, El, caracterul Lui. Dacă ați petrece timp să-L cunoașteți și ați înțelege ce a făcut pentru dumneavoastră, Sărăuai spune că aceia care nu iartă, în realitate ei n-au fost niciodată iertați. Aceia care își petrec timpul să critique și să blameze pe alții pentru problemele lor, în realitate n-au cunoscut pe Dumnezeu niciodată. Atunci când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, nici nu mai poți să te gândești la alții sau la tine. Te gândești numai la Dumnezeu, Doamne, m-ai primit pe mine. Mi-ai dat autoritatea ta, mi-ai dat viața ta, mi-ai dat veșnicia, mi-ai dat neprihănirea. Când îl primești pe Dumnezeu, ai neprihănirea lui Dumnezeu, ești curat ca Dumnezeu. Te-ai pus în locul meu și mi-ai dat locul tău. Rămâi fără cuvinte, zici, Doamne, ce pot să zic eu? Ce pot să fac eu? Nu-i de mirare că David zice, legea lui Dumnezeu nu este ceva greu. E o fericire, un delight, o plăcere, după ce fusese el iertat, de ce a fost iertat. Vă sugerez că dacă aveți greutăți să-L faceți pe Dumnezeu centrul vieții și dacă aveți greutăți să-L slujiți și dacă aveți, ziceți, măi, e greu să-L slujiți pe Dumnezeu 2-3 ore pe zi, dacă simțiți că nu vă trage inima, în viața personală trebuie să-L experimentați cu adevărat, să reușiți să observați caracterul Lui și iubirea Lui, să reușiți să-L cunoașteți pe Dumnezeu așa cum e. Pentru că în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, în momentul în care realizezi cât de mare e bunătatea Lui, câtă iubire ți-a oferit fără să meriți și cât de mult e gata să-ți ofere, nu mai aveți probleme. Nici să-L iubiți, nici să-L urmați. E ca și cum copilul meu face un milion de prostii și își pierde și casa, își pierde și școala, pierde tot ce am investit în el și după aceea e dărâmat, e rupt. Și vine la mine acasă și eu dau tot ce am, în loc să-l cert, în loc să-l bat, în loc să-l gonesc și îi plătesc datoriile, deși nu merită. Și risc să le strice din nou toate. Cum Dumnezeu riscă cu noastră și cu mine când ne iartă, ca noi să facem la fel. Îi plătesc toate datoriile și dau casa mea și spun de aici înainte tu ești eu, pentru că te iubesc. Tu ești tot în casă. Tu ești centrul familiei. Și după aceea, nu numai că îi plătesc toate datoriile, el trebuie să moară, pedeapsa capitală. Mă duc și mor în locul lui. Acum, gândiți-vă, dacă copilul ăla, dacă eu, de exemplu, îi dau tot ce am, ce e mai ușor să-i dau unui copil? Viața? Sau să-i dai $2000? E mult mai ușor $2000, nu-i așa? Dacă Dumnezeu și-a dat fiul lui, de ce nu v-ar da un serviciu sau sănătatea când aveți nevoie de ea? Ce e mai ușor pentru Dumnezeu? Să-și dea pe fiul său pe cruce sau să vă răspundă la o rugăciune când trebuie sănătate?
Cu atât mai mult în Iisus ne va da toate lucrurile care avem nevoie. Problema nu este că Dumnezeu nu știe ce aveți nevoie. Problema e că noi nu ne centrăm pe ce trebuie. Noi suntem centrați pe lucruri și direcții greșite. Noi suntem centrați pe nevoi în loc să fim centrați pe Dumnezeu. Viața noastră e cu totul sucită, mintea noastră e cu totul sucită, pentru că tot ce facem, tot stresul, toată alergătura, toate sunt centrate în noi. Și Satana vrea să fim așa, să fim înrobiți. N-am niciun interes dacă am venit atâta distanță să lingușesc pe nimeni. Și asta nu vi se aplică dumneavoastră, mi se aplică și mie, se aplică tuturor. În generația noastră, toți suferim de boala asta. Noi nu reușim să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Aș vrea să punem prezentarea și să începem. Este un studiu făcut de Conferința Generală. Dr. Joe Kidder a fost în Irak, cetățean irachian. Prin minunea lui Dumnezeu a primit credința adventistă, s-a botezat. Era în armată. Nu știu dacă știți întâmplarea. A trebuit să fie ori condamnat la moarte, ori pus în pușcărie, pentru că a refuzat să lucreze sâmbăta. Și generalii toți au refuzat să-l grațieze. Și a scris o scrisoare lui Saddam Hussein. Probabil dacă ați ascultat CD-ul, cunoașteți întâmplarea. Și a primit prin minune de la Saddam Hussein libertatea să țină sabatul. Asta nu se întâmplă, nu s-a întâmplat prea des, vă asigur. A primit libertatea să țină sabatul. S-a făcut pastor, istoria e mai lungă, a fost la început persecutat chiar de familia lui și bătut, în sfârșit. S-a făcut pastor, a venit în America, s-a căsătorit cu o americană, s-a dus la seminar. Când a terminat seminarul, mi se pare că l-a făcut în Walla Walla, când a terminat seminarul, a ajuns într-o biserică, cum sunt toate bisericile adventiste, în care nu se întâmpla prea mult. O predică, o cântare, o rugăciune, colectă și acasă. Un botez la un an, cam atât. Fără nicio țintă. Luna asta, ținta noastră este să botezăm 50 de oameni. E o țintă mică sau mare? Depinde din ce perspectivă. Din perspectivă umană e imposibilă, dar din perspectiva lui Dumnezeu e mică. Depinde din ce unghi te uiți. Luna asta, ținta noastră este să evangelizăm tot colțul ăsta. Nici o țintă. Ținta era să ajungă la adunare la timp. N-avea altă țintă. Cum era biserica noastră. Când am ajuns în biserică, am întrebat, care e ținta voastră? Și s-a uitat la mine și că să avem un speaker every sabat. Să avem vorbitor în fiecare sâmbătă. Zic, altă țintă n-aveți? Și ba da, să fim credincioși. Zic, slavă Domnului, altă țintă. Să ajungem la adunare la timp, altă țintă. Păi ce atâta, frate, nu-i de ajuns. Ok. Nici o viziune de viitor. Nici o direcție. De unde venim și unde mergem și ce vrem să realizăm. Nici o direcție. Și a ajuns în biserică și nu se întâmpla nimic acolo. Și dacă ați ascultat istorioara pe CD, după un timp s-a descurajat. Și soția zice, păi, ai uitat cum te rugai în Irak și cât ai suferit pentru Dumnezeu și ce minune a făcut Dumnezeu pentru tine. Unde e viața aia de rugăciune? Ți-ai pierdut dragostea din tâi? Ce s-a întâmplat cu tine? Și spunea dânsul în clasă, zice, mi-am dat seama că are dreptate, dar nu îmi convenea să recunosc. Pentru ca să mă rog, trebuia să-mi schimb viața și nu eram gata să-mi schimb viața. Și în concluzie, în loc să mă rog și să-mi schimb viața, am zis, ia știu, dar aici e America. Aici nu vin oamenii la adunare. Nu se botează oamenii, decât în India și în Africa și în Brazilia. Și s-a gândit, s-a dus acasă pe la urmă, trebuie să mă rog. Și s-a dus la adunare, în fiecare luni, o dată pe săptămână, de dimineața până seara. Nu o oră sau două. Se încuia în adunare, de dimineața până seara, se ruga tot timpul. Fără să dea mai multe studii biblice, fără să facă mai multe evanghelizări sau mai multe vizite. Se ruga de dimineața până seara. Noi de multe ori suntem tentați, în relația cu Dumnezeu, să lucrăm mai mult, în loc să ne rugăm mai mult. Dumnezeu nu are nevoie de lucrul nostru și al meu. Nu are nevoie. Dumnezeu nu are nevoie. Dumnezeu are nevoie ca noi să înțelegem prezența Lui, valoarea prezenței Lui. Zice, rămâneți în cetate și rugați-vă până veți primi o putere. Dumnezeu are nevoie ca noi să primim puterea aceea. Și Dr. Kidder, cel care a făcut studiul ăsta pentru Conferința Generală, spunea că după câtva timp de rugăciune, nu mai mi-amintesc pentru că anul trecut am făcut seminarul respectiv, după timpul acela de rugăciune, a venit un vecin care a văzut mașina acolo în fiecare luni, bătut la ușa bisericii și
Ce faceți aici? Păi, mă rog, singur, singur. Zice, uite, eu sunt vecin, istoria e mai lungă, zice, nu sunt adventist. Am fost la lucru în Alaska pentru nu știu cât timp, câțiva ani, șeful meu era adventist și în fiecare seară n-aveam unde să ne ducem, că era frig, așa că stăteam de vorbă pe motive religioase. Și șeful meu mi-a zis așa, cu Biblia mi-a demonstrat că sabatul e ziua biblică de odihnă. Și m-am luat hotărârea că dacă vreodată mă duc la vreo biserică, o să mă duc la biserica adventistă. Și acum mă chinui cu nevasta, că ea e catolică. Și avem un copil și ne-am hotărât că să ne ducem și noi la o biserică, pentru că nu vrem copilul nostru să se ducă în lume. Și nu reușesc să o conving, n-ai vrea să vorbești cu ea. S-au rugat, au studiat, s-au botezat și el și soția. A fost primul rezultat. Nu s-a dus el la ei. Se ruga și a început să vină ei la ei. Observați? Rugăciune, rugăciune. Și acum vecinul zice, am înțeles de la studiul biblic care mi l-ai dat, că trebuie să lucrăm, suntem chemați ca ucenici să lucrăm. Deci, hai cu mine că eu nu știu. Și păi unde să mergem? Păi am și eu o vecină. Cum e vecina? Păi e în droguri, fumează, doctor Kidder are alergie la tutun. Când simte tutun se neacă, de nu mai poate să respire. Și s-a rugat în minte ca vecina să nu răspundă la ușă. Doamne, ajută să nu răspundă, că dacă aia fumează și e băută. S-a bătut la ușă și a răspuns. Era băută. O bătrână de 70 ceva de ani, băută. Și când a văzut băutura, nu putea nici să se țină bine pe picioare, cu țigara în gură, fuma, sufla pe el, a zis, Doamne, te rog, oricine, oricine altcineva, numai asta nu, te rog. Și am venit să-ți dăm studii biblice. Și Betty zice, da, vreau studii biblice. Așa face Dumnezeu, știi? Exact, te trimite unde n-ai vrea. Și probabil că cunoașteți istoria, numai să trec puțin de ea ca să știți în ce intrăm. Betty s-a botezat, s-a lăsat de tutun și de droguri și 54, dacă mi-amintesc bine numărul, nu sunt sigur, 52, 54, 57, peste 50 de persoane, toată familia ei, copii, nepoți, rude, toți s-au botezat în biserica adventistă, pentru că au văzut-o pe Betty că s-a schimbat și fusese de nu știu câte ori la dezintoxicare, de nu știu câte ori în jail și nici nu se schimbase niciodată și toată familia o ocolea că îi ruinase. Și toți, măi, dacă așa ceva s-a întâmplat cu Betty, am și eu copilul în droguri, am și eu nevasta care m-a părăsit, am și eu cu tare, am și eu problema asta în familie, sunt și eu în divorț, sunt și eu în scandal, sunt și eu cu... Toți s-au botezat. Ce a făcut el, concret? Cu ce a muncit el în plus? În viața de credință, cheia nu este trudă, ci rugăciune. Și noi, incluzând pastorii, de multe ori preferăm să lucrăm mai mult decât să ne schimbăm viața și să trăim o viață de rugăciune. Că e mai ușor să lucrezi mai mult decât să te rogi mai mult. Dacă credeți că e ușor să te rogi, greșiți. E greu să te rogi. Când te rogi, renunți să-ți controlezi viața și o dai în mâna lui Dumnezeu. Și noi oamenii nu acceptăm ca Dumnezeu să ne controleze. Noi vrem să ne controlăm. Când te rogi, Dumnezeu te schimbă și noi nu vrem să ne schimbăm. Noi ne placem cum suntem. Spune paragraful, dacă Duhul Sfânt s-ar retrage din biserica de astăzi, 95% din tot ce facem noi în biserică ar continua mai departe. Adică am avea cântare, am avea colectă, am avea programe, am avea cor, am avea tot ce avem. Absolut tot. 95% ar continua mai departe și nimeni n-ar ști că nu-i Duhul Sfânt prezent. Ăsta nu e scris de mine. Dacă îl crede sau nu, nici nu-i treaba mea. Ăsta este un studiu făcut de Conferința Generală, bazat pe programele care sunt în Biserica Adventistă și pe rezultatele care vin din programele respective. Pe rezultatele care le avem, pentru că Biblia zice, după roadele lor, îi veți cunoaște. So simple. Dar dacă Duhul Sfânt ar fi fost retras din Biserica Apostolică, 95% din ce făceau s-ar fi oprit într-o secundă. Puf! Îngheța biserica și rămâneau săracii confuzi. Rămâneau pe loc. Și toți ar fi știut că Duhul Sfânt nu mai e acolo. Pentru că tot ce făceau ei se baza 100% pe puterea Duhului Sfânt. Și cum credeți că vine Duhul Sfânt? Dacă nu prin rugăciune personală, în camera de sus. Când le-am spus membrilor mei, s-au uitat la mine, păi nu se roagă biserica. Păi nu o să se roage vreodată, frate, tu trebuie să te rogi. Nu e de glumă. Mântuirea este un proces personal. N-are legătură cu familia și cu biserica. Biserica nu te va mântui.
Și biserica nu te va schimba niciodată. La biserică vii nu să fii binecuvântat, ci să binecuvintezi. Vii ca să faci parte din lucrarea lui Dumnezeu, să vezi cum poți să servești pe alții săptămâna asta. Să planifici împreună cine face ce face. 95% din tot ce făceau ucenicii era bazat, chiar mai mult, eu aș zice 100%, pe puterea Duhului Sfânt. Este un semn mare de întrebare pentru noi, pentru viața noastră, pentru familia noastră și a mea. Cât la sută din ce fac eu în familia mea și în biserica mea și în serviciul meu este bazat pe Duhul lui Dumnezeu? Cât la sută are prezența și puterea Duhului Sfânt? Spunea unul dintre profesorii din Andrews, în programul în care sunt, că s-a hotărât să petreacă timp cu Dumnezeu și în relația lui cu Dumnezeu a hotărât de aici înainte, în loc să se roage pentru altele, să petreacă timp serios în rugăciune, să ceară Duhul Sfânt și prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața lui. Și spunea că s-a rugat așa vreo 3 săptămâni. Tras înainte, ăsta era singurul scop. Doamne, nu am niciun scop de viață, nu am niciun rost, nicio direcție. Asta e tot ce îți cer în viața mea. Nu mai cer nimic, dacă mor sau pierd casa, sau nu mai mă interesează. Tot ce îți cer este Duhul Sfânt. Bineînțeles că se ducea la servici, bineînțeles, dar asta făcea în mașină când conducea, la rugăciune, când mânca, când lucra, asta făcea tot timpul. Se ruga pentru prezența Duhului Sfânt. După 3 săptămâni, spunea că viața lui s-a schimbat, ne-a dat o groază de experiențe care ne-au șocat pe toți. 32 de colegi în clasa mea am rămas fără cuvinte. Toți am rămas muți. Zi de zi, ce minuni făcea Dumnezeu prin el și cum lucra Dumnezeu, spunea, Dumnezeu mi-a dat mai mult Duh Sfânt decât aș fi putut să-mi imaginez sau mi-ar fi trecut prin mintea umană. Atâta putere că a trebuit aproape să zic, Doamne, e prea mult pentru mine. Nu intra în casa mea că sunt un păcătos, n-am loc pentru tine. E prea mult, mă copleșește, e prea mult. Spunea că era copleșit de prezența lui Dumnezeu și cum îl conduce Dumnezeu. Spunea că auzea vocea lui Dumnezeu în mintea lui spunându-i, acum nu te duci acolo, ia-o la stânga. O ia la stânga și se întâlnește cu o persoană care plângea, era gata să se omoare. Să ajungi la realitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu, ca Moise, ca Abraham, care au fost oameni ca tine și ca mine. Dumnezeu vrea să aibă experiența aia cu tine. Așteaptă să o aibă. Gândiți-vă ce se întâmplă în biserică astăzi. Apatie spirituală. Este sau nu este? Nici nu trebuie să răspundeți. Ce înseamnă shallowness? Cum traduceți? Superficialitate. Lucru de mântuială. Nu-i așa? Lume în biserică. Este sau nu este? Dăm și credem că am dat, nu numai bani, timp, ajutor, dar în realitate și Dumnezeu știe și tu știi că ăla n-a fost un sacrificiu și că în inima ta ai știut că trebuia să faci mai mult, dar n-ai făcut. Failure to give. Pastoral burnout, ce înseamnă asta? Pastorul trebuie să lucreze până moare, că de-aia e plătit. Membrii n-au nicio datorie. Tinerii nu sunt în biserici. În bisericile române mai sunt tineri, dar în bisericile americane, între 15 ani și 30 de ani, aproape că nu e niciunul. Generația întreagă lipsește. Și în bisericile române, unde sunt tineri, care este viața lor cu Dumnezeu? Concret. Există o relație reală, o relație adâncă cu Dumnezeu? Lipsă de evangelism. Când m-am dus în districtul meu și le-am spus să facem evangelizare, nu! S-au opus toți, incluzând prezbiterii, comitetul. Nu! Pierdem timpul și banii și nu vine nimeni. Data trecută când am făcut, în urmă cu nu știu cât spunea ei, 10 de ani, s-a botezat o persoană și aia era persoană care era din copil de adventist. Am botezat una ca să nu zicem că nu s-a botezat nimeni. Am greșit acolo spelling. Mixed out schedule. Avem așa, programe, de dragul de a avea programe. Probabil că dumneavoastră trăiți o redeșteptare, după cum am înțeles aici, și că ați hotărât să aveți ținte mari. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, meritele lui. Dar mai înainte de a avea ținte mari, ce ținte ați avut? Dar vă uitați împrejur, câte biserici au ținte mari? Când le-am spus bisericii noastre, o biserică mică,
mică și fără bani, fără niciun ban, săraci. Fraților, trebuie să predicăm Evanghelia la toată lumea. Sunt copiii lui Dumnezeu care trebuie salvați. Trebuie să predicăm, frate, dar n-avem bani. Fraților, predicăm la televiziune, frate, n-avem bani. Las că ne dă Domnul bani. Ne-am dus la televiziune, cât costă o oră pe zi pentru un an? Păi, o oră pe zi, la ce oră? Vrem duminică dimineața, când sunt oamenii acasă. Duminică dimineața, ok. O oră, duminică dimineață, costă $7,000. Acum, pentru comunitatea română, probabil că 7,000 nu sunt mult. Dar în comunitatea mea, dacă le ceream 500, era mult. Vă rog să mă credeți, vă spun foarte sincer. Când le-am spus 7,000, frate, matale, nu știi ce vorbești. 7,000! Păi școala noastră are datorie $29,000 și mai avem 6 copii și o închidem și un singur profesor. N-am plătit la biserică și mai avem bani în bancă 1400 și bilurile noastre pe lună sunt 1500-1600. Luna asta plătim și închidem biserica, nu mai avem bani pentru luna viitoare. De unde 7,000, frate? Trebuie predicată Evanghelia sau nu? Trebuie. Ok. Are Dumnezeu bani sau nu? Are. Atunci luăm un canal, un an. Și m-am dus și am angajat un an. M-am dus la charter, la cable și am spus, unde e? Semnăm pentru un an. M-am rugat înainte, n-am făcut așa de capul meu. M-am rugat, săptămâni întregi m-am rugat. M-am dus și am semnat pentru un an. Și am luat un an, o oră dimineața, în fiecare duminică dimineață. Dar ne trebuiau camere de filmat. Și ne costau camerele cu TriCaster, cu computerul și cu toate alea ca să faci profesional, program profesional, $37,000. Și noi n-aveam 7,000 să plătim ora la televiziune și mai trebuia încă 37,000 acum să luăm aparatura. Am invitat comitetul să ne rugăm și ne-am întâlnit în fiecare duminică dimineață pentru o lună. 4 întâlniri, de la 8 la 12, rugăciune continuă, fără nicio predică, fără niciun studiu, de la 8 la 12 rugăciune, în care ne rugam în gând, în tăcere toți. Și apoi când pe unul îl inspira Dumnezeu să zică câteva cuvinte, zicea, dar nu se ruga niciunul pentru biserică sau pentru el. Numai pentru televiziune. Atât. Doamne, te rog, ajută-ne dacă e voia ta să avem o oră la televiziune. Tăcea din gură și iar ne rugam în gând. Peste 5 minute altul, Doamne, Tu ne auzi, te rog frumos, ajută-ne. De la 8 la 12. După 4 săptămâni de rugăciune în fiecare duminică de la 8 la 12, am primit un telefon de la cineva din Nord, că ne dă o cameră profesională de $7,000 degeaba. O cameră e mai bine decât deloc, dar ne trebuiau 3. Am luat camera și am primit numai după vreo 2 zile telefon de la Charter Cable să ne ducem să plătim banii, că dacă nu, ne scot afară. Și n-aveam bani. Deci m-am dus acolo, am luat prezbiterul cu mine, ne-am rugat la ușă și am intrat înăuntru. Și zice, asta e adresa unde v-am trimis bilul, ne-ați dat cumva o adresă greșită? Nu, păi nu e nicio biserică acolo, acolo e o școală și o grădință, da. Și zice, voi n-ați plătit bilul? Și ce s-a strâns aici, managerul cu tare și cu tare mi-au spus 3 nume acolo și au zis că să vă luăm ora, să o dăm la alții. Dar am vrut să vorbesc cu voi înainte de a vă lua ora. A început să sune bine și am vrut să vorbesc cu voi. Și zic, ok, vorbește cu noi. Și zice, de ce n-aveți biserică? Păi zi, n-avem biserică pentru că am vândut-o și acum construim altă biserică. Și până terminăm de construit, n-avem biserică. Și acolo aveți o grădiniță? Da, avem o grădiniță. E grădinița voastră? Da, e grădința noastră. Nepotul meu e în grădinița voastră. Și era supervisor. Ce nepotul meu, ce băiatul ăla cu urechile așa ciulite, ăla e nepotul meu. Zic că îl știu, e scump, e dulce băiețelul. Mă duc pe acolo de 2 ori pe săptămână și mă joc cu ei și le mai spun povești din Biblie, îl știu. Și zic, îl știu pe băiețel. Și zice, s-a așa de mulțumit cum vă purtați cu copiii acolo, zice, dați-mi 2 zile. Am plecat acasă, ne-am rugat, după 2 zile ne-a chemat înapoi, ce am vorbit cu managerii și cu toți ăștia, și ce a scăzut prețul de la 7,000 la 3,000. Și nu trebuie să-i dați toți. Dați așa cum puteți, o dată 200, o dată 300, dați cum puteți. Cum lucrează Dumnezeu? Are resurse. Dumnezeu, cum spunem psalm? Deci, al meu este pământul. Problema dumneavoastră nu este să aveți resursele, ci este să descoperiți care e planul, nu planul noastră. Care e planul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Și să-L urmați, cum a descoperit Abraham, cum a descoperit Moise. Să-L urmați. Dacă Domnul zice, du-te, te duci. Dacă Domnul zice, stai, stai. Dacă zice, intră în mare, intri în mare.
Treaba cu marea nu e a ta. Dacă seacă sau nu seacă, dacă mori sau trăiești, aia nu e treaba ta. Treaba ta este să știi care e planul lui Dumnezeu cu mine azi. Atât. Atât. Și în rest Dumnezeu zice, păi n-am decât un băț în mână. Dacă eu te trimit, eu voi purta de grijă. Prin credință, nu? Așa zice, prin credință. Și Dumnezeu ne-a dat prețul de 3.000. După aceea, să vă mai povestesc cum s-a întâmplat. Avem 3 camere, TriCaster profesional, avem aparatură de $40.000, la care am plătit în jur de 2.000 cu totul. Istoria e lungă, nici nu vreau să mai intru în ea. Avem aparatura toată și de 2 luni suntem în fiecare duminică dimineață la ora 8 pe cablu local care acoperă 111.000 de households, de familii, între Madison și Rockford, Monroe și Whitewater. 111.000 de case, poate să urmărească emisiunea noastră. Puteți să spuneți amin? Dacă asta nu e evanghelizare, atunci ce mai e evanghelizare? Am dat telefon la ceartă, zic, puteți să verificați pe computer câți ne-au urmărit duminica trecută? Și da, s-a bătut, și că 31.000. 31.000 au văzut canalul nostru. Numai pentru că am mers prin credință, n-am așteptat să ne dea Domnul banii. Elena îi spune, dacă așteptăm să rezolve toate problemele, nu o să lucrăm niciodată. Întâi lucrezi și Dumnezeu îți rezolvă problemele pe măsură ce apar. Face sens sau nu face sens? Asta e credința. Avem alte programe, nu programul lui Dumnezeu, programul nostru, nevoile noastre, avem alte programe. Dumnezeu are un program care l-a clădit pentru tine, pentru familia ta, pentru biserica ta. Un program specific, nu așa în general să te salveze, un program specific, cu detalii, cum faci o casă, cu detalii, cu prize, cu uși, cu ferestre, un program specific. Astăzi să te trezești la ora cutare, să mergi loc cutare, să faci cutare. Dumnezeu are un program ca pentru Filip. Acum te iau și te duc acolo și îl botez pe etiopian, acum te iau și te duc acolo. Dumnezeu are un program pentru tine. Și nu e suficient să fii mântuit ca prin foc. Aia nu e binecuvântare. În biserică este o criză de creștini puternici și committed. Cum spuneți committed? Consacrați, dedicați. E criză de oameni consacrați. Este sau nu este așa? E criză de oameni consacrați. Care este motivul? Lipsă de conexiune, de relație cu Dumnezeu. Motivul nu este pastorul, motivul nu este soția sau soțul. Chiar dacă v-ar place să dați vina pe familie, copiii. Motivul nu este banii, că n-am bani destui și că trebuie să muncesc. Ăla nu e motivul. Motivul este lipsa personală de rugăciune. Ăla e motivul. Și dacă cineva zice vreodată, tu ești de vină, ăla care te condamnă să știți că n-are relație cu Dumnezeu. Pentru că relația cu Dumnezeu nu ți-o poate lua nimeni cu nimic. Este o experiență personală care nici pușcăria nu poate să o ia, nici moartea. Poate să ia orice altceva, dar relația cu Dumnezeu nu. Poate să-ți facă orice, dar relația cu Dumnezeu nu ți-o poate strica nimeni, dacă o ai. Și dacă nu ai, e numai vina ta, nu-i vina nimănui. Știi ce spune în Ioan 15? Eu sunt vița, vă amintiți? Voi sunteți mlădițele, sunt mai multe versete acolo. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți, spuneți mai departe. Acum, credeți că Dumnezeu de multe ori vorbește fără să se gândească? Și că a vorbit gura fără el. Am apucat să zic cereți ce veți vrea, dar nu chiar orice. Ce spune în Biblie, așa este. Dacă am avea relație cu Dumnezeu, am spune munților, mută-te și se mută. S-ar vindeca bolnavii, ar învia morții. Iisus spune, voi o să faceți mai multe minuni decât mine. Problema nu este că Dumnezeu s-a schimbat. Problema este că noi nu avem relație. De-aia nu aducem fructe. Nu aducem fructe pentru că nu suntem conectați. Și în noi nu e putere. Poți să încerci să fii o predică puternică, poți să studiezi cât vrei. Poți să încerci să vorbești cu vecinul și să-l convingi cu oricâte argumente. N-ai putere. Cum spuneau ucenicii, ne rugăm fără putere. N-ai putere. Și când ai relație cu Dumnezeu, nu știi mai mult, nu ești altcineva, n-ai bani mai mult, n-ai școală mai multă, nu spui cuvinte complicate, dar un cuvânt care spui, merge direct la inimă. Pentru că puterea nu este în noi, nu ne aparține.
Cine rămâne în mine aduce cât de mult? Mult. Mult. Despărțiți de mine, nu faceți nimic. Răspunsul e chiar aici, e așa de simplu. E așa de simplu. Testimonies, volumul 7, pagina 194, paragraful 1. Prima lecție care trebuie să fie învățați de și workers, nu mă refer la pastori, nu se referă la pastori, ci noi toți suntem chemați în via lui Dumnezeu. Nu neapărat să fim pastori, ci prin darurile care ne le-a dat Dumnezeu, la locul unde ne-a chemat Dumnezeu, să trăim pentru Dumnezeu. Aici, chiar dacă zice workers in our institutions, îmi iau libertatea să spun că pentru oricine. Prima lecție care trebuie să fie învățată este dependența de Dumnezeu. Înainte de a avea orice succes, în orice domeniu, trebuie ca fiecare pentru sine însuși să accepte cuvintele care le-am citit înainte. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Prima lecție. Nimic altceva nu trebuie într-o biserică. Testimonii, volumul 1, pagina 53. Lăsați nimic să vă absorbă mintea și afecțiunile de la studiul lui Dumnezeu și de la rugăciune serioasă. Vegheați în rugăciune. Nimic. Satana știe că dacă ne rugăm, ne vom schimba, Dumnezeu ne va folosi și vom încheia lucrarea lui și vom merge acasă. De când a început să mă doară umărul, tot mă gândesc, sper că vine Domnul și n-ajung bătrân și bolnav. Sper că vine Domnul, vreau să merg acasă. Nu mai mă gândesc cum mă gândeam când eram mic, să nu vină Domnul până îmi iau motocicletă. Nu mai măi, sper să vină Domnul. Nu vine! Sau dacă vine, vine și noi nu suntem gata. Pentru că, spune chiar așa, nu lăsa nimic. Satana o să-ți dea destule griji să te înrobească, să n-ai timp de rugăciune. Dacă asta ți-a relația cu Dumnezeu, asta îți dă. Numai să n-ai relație cu Dumnezeu. Nu lăsați! Pierdeți casa! Și așa o să ardă focul. Dacă pierdeți casa din cauza rugăciunii, e mai bine să pierzi casa decât mântuirea. Nu lăsați nimic să vă distragă de la rugăciune. Nimic, nimic înseamnă nimic. Adică în momentul în care am început să învăț, să mă rog dimineața, să mă trezesc de vreme, s-a schimbat viața mea. Și curios, nu s-a schimbat numai viața mea. Ceva ce nu înțeleg. S-a schimbat viața familiei mele, copiii mei. Nu le-am spus nimic mai mult. Nici nu i-am bătut mai mult. Dintr-o dată, au început să se maturizeze și să asculte. Dar s-a schimbat viața districtului meu. Și doar n-am făcut nimic în plus. Ba din contră, am lucrat ceva mai puțin în loc să lucrez mai mult. Că acum trebuia să mă rog mai mult. Nu mai aveam atât timp de lucru că mă rugam. A început să schimbe viața districtului. Nu pot să vă explic, până n-o să experimentați singuri, nu pot să vă explic ce efect are rugăciunea. Este o experiență care dumneavoastră personal trebuie să o aveți. Și care dintre dumneavoastră a ascultat CD-ul? Oh. Să mai spun sau să nu mai spun cu Lisa Cluze, experiența? Lisa Cluze este soția doctorului Cluze, care este decanul School Department, School of Religion, cum ziceți, seminarului ori școlii de teologie de aici din Collegedale, în Tennessee. Doctor Cluze, decanul, ne-a povestit personal în clasă că în momentul în care el a început să roage, viața lui s-a schimbat și biserica lui a crescut de 4 ori în număr și a ajuns la 650 de membri. De 4 ori, deci nu s-a dublat, s-a împătrit. Numai pentru că el a început să roage ca niciodată înainte. Nu rugăciune ce credem noi, nu o glumă. Rugăciune aprinsă. Rugăciune serioasă. Și în loc să se roage, Doamne, să rezolvi problemele, ceea ce e ok să te rog să rezolvi Dumnezeu problemele. E normal. Ce copilul se duce la părinte și zice, tată, mi s-au stricat pantofii. E normal să-i spui tatălui ceresc ce nevoie ai. Dar ideea e, cine este în centru? Cine stă pe scaun? Nevoia ta sau Dumnezeu? Aia e tot punctul. Well, vorbea cu nevastă sa și nevastă spunea, pe tine, cum spune și soția mea de multe ori, pe tine te iubește Dumnezeu, pe mine nu mă iubește. De ce vorbește așa când te iubește și pe tine? Păi uite, pe tine te ascultă la rugăciune, pe mine nu. Păi tu nu te rogi. Cum să nu mă rog? Mă rog la fiecare masă, mă rog când mă trezesc, mă rog când mă culc. Ce, aia nu e rugăciune. Aia e o formă. Rugăciunea este când, așa ca Daniel, petrești timp cu Dumnezeu. Timp dedicat special pentru tine și Dumnezeu, nimic altceva.
Și zice, păi, dar n-am timp, că plec dimineața, mă întorc seara de la lucru și când vin acasă trebuie să gătesc, să curăț, copiii zgrămadă pe mine, ce să fac? Și trezește mai devreme. Și nu mă trezesc. Roagă-L pe Dumnezeu să te trezească. Acum, Lisa Cluze, spunea doctor Cluze, când doarme poți să tai lemne pe ea că nu se trezește. Doarme greu. Spunea că pune ceasul să sune și ea nu aude ceasul, dar aude toată casa, numai ea nu. Și că au cumpărat un ceas din ăla vechi, așa rotund, cu două clopote și cu un ciocănel între clopote și îl pune într-o farfurie de tablă cu furculițe împrejur. Când începe ceasul să sune, sar toate în speranța că o trezește. Și zice, ar trezi un mort din morți că ea tot nu se trezește. Și zice, mă duc și iau apă rece și torn apă pe ea și atunci se trezește ca să nu întârzie de la servici. Că doarme greu. Și Lisa a zis, e ușor pentru tine să te trezești, că tu te trezești, dar eu? Și doctor Cluze spune, n-a fost ușor. Uram să mă trezesc, mi-ar fi convenit să dorm și eu 2-3 ore în plus. Și m-a rugat să mă trezească Dumnezeu. Și mi-a făcut-o. Și m-a trezit la 2:30. Și am zis, Doamne, come on. Înțeleg 5, dar 2:30, chiar așa? Și ce? M-am dus să mă culc. Dar m-a mustrat conștiința. Nu te-ai rugat tu să te trezesc? Acum te-am trezit. Ce faci? Și m-am tras lângă pace, am început să mă rog. A început să se roage. Și cu cât s-a rugat mai mult, cu atât a început să simtă prezența Duhului Sfânt mai mult. Și cu cât s-a rugat mai mult, cu atât a început să simtă mai mult. Până la punctul că s-a oprit din rugăciune și a stat în prezența lui Dumnezeu. Și, Doamne, nu mai vreau să, nici o zi, nu mai vreau să-mi lipsească experiența asta. Trezește-mă mâine iar. Și a spus Lisa, roagă-te, că Dumnezeu te trezește. Și aceea nu mă trește. Și Cluze zice, vrei sau nu vrei? Și Lisa zice, vreau. Ok, atunci roagă-te. De aceea nu te ruga așa, roagă-te din inimă, Doamne, te rog din suflet, trezește-mă, vreau și o să mă rog. S-a dus și s-a rugat. Dimineața, camera lor, dormitorul lor e aici, apoi e un hol, bucătărie, alte camere, și în partea cealaltă din hol intri în camera unuia din copii, că ceilalți au plecat la college. Numai unul mai e acasă din trei. Dimineața, nu mai mi-amintesc la ce oră, ne-a spus la ce oră, a început să sune telefonul. Și suna, și suna, și suna, și suna, și nu se mai oprea, și suna. Și după un timp, probabil că 10-15 minute, o jumătate de oră, după un timp, ca prin vis, începe să realizeze că sună telefonul, Lisa, nu doctor Cluze. Doctor Cluze spune că dacă cineva mișca în capătul celălalt al casei, când cineva mișca, el sărea din pat, dormea foarte ușor. Și Lisa începe să realizeze, sună telefonul, de ce nu s-a trezit Ron? Ron, doctor Cluze, o fi murit. Ron doarme ușor, dacă sună telefonul de atâta timp și l-am auzit eu și el nu l-a auzit, a murit. Și a sărit în picioare când se uită, dormea, respira, liniștit. A rămas șocată. Eu aud telefonul și el nu-l aude. Și pe aceea realizează în clipa următoare că iau answering machine, care trebuie să intre după 4 țârâituri și n-a intrat. Se uită la caller ID să vadă cine sună la ora aia. Și n-a arătat niciun nume. Și ridică telefonul. Ce, Lisa, sunt aici, aștept. E timp să te rogi. Ton. E întâmplare adevărată. Când ne-a spus-o doctor Cluze, a rămas toată clasa, fără cuvinte. N-a venit Iisus împreună cu alți trei îngeri să-l viziteze pe Abraham? N-a venit? Dumnezeu vrea să facă la fel astăzi cu tine. Dumnezeu vrea din inimă, cu nerăbdare, așteaptă să intre, nu așa slogane, să intre în casa mea și să cinăm. Vrea să vorbească cu tine și să-l experimentezi și să te folosească și să te binecuvinteze. Când i-a spus Lisa lui Ron, ce s-a întâmplat, a rămas Ron și că pe tine te iubește mai mult, că cu mine n-a vorbit niciodată așa. Nici nu știm ce binecuvântări pierdem. Nici nu ne imaginăm ce binecuvântări pierdem. Nimic din ce facem nu merită să facem și să avem. Toate o sardă. Adică, pur și simplu, rugăciunea trebuie să fie centru vieții. Nu casa sau serviciu sau familia sau eu, ci rugăciunea trebuie să fie exact în centru. Avem atâtea probleme și ne zbatem atâta. Și Dumnezeu se uită cu mila la noi. Pentru că n-am înțeles nimic din toată religia. N-am înțeles nimic. Mergem la adunare pentru Dumnezeu, dar nu avem pe Dumnezeu de multe ori.
Știți ce este textul din Zaharia 4:6? Când a pus acolo doctor, mulțumesc, când a pus acolo doctor Kidder, lipsă de right beliefs, știți ce înseamnă asta, right beliefs? Lipsă, nu de right belief, beliefs. În ce credem noi? Credem în sabat? Care sunt our beliefs? Care sunt our, cum să le traduc eu? Care sunt punctele noastre de credință? Nemurirea sufletului, să le continui? Well, alea sunt adevărate. Dar cel mai adevărat ne lipsește. Al 29-lea. Ăla e cel mai adevărat. Și anume că tot ce facem noi, incluzând ținerea sabatului ca zi de odihnă, n-are nicio valoare dacă... Ele au valoare, nu mă înțelegeți greșit. Să nu ziceți că am spus eu că sabatul nu e bun, că n-am spus așa ceva. Ele au valoare. Dar niciuna din ele n-are nicio valoare dacă nu avem Duhul Sfânt. Și farisei au ținut sabatul, nu-i așa? Și l-au omorât pe Iisus. Adică nimic nu se face nici prin putere, nici prin tărie, decât prin Duhul Sfânt. Tot ce facem noi este un mare zero dacă nu avem Duhul Sfânt. Deci nu vă omorâți degeaba, că vă pierdeți timpul și banii pe la adunare. Nu vă chinuiți. Trăiți-vă viața. Dacă tot vă chinuiți, atunci trebuie să porniți o viață de rugăciune, ca măcar să știți că Dumnezeu vă folosește și salvează și pe alții și pe dumneavoastră. Toate celelalte sunt un zero fără prezența Duhului Sfânt. Și știu că sunteți de acord cu asta. Ideea este că trebuie să practicăm. Ce facem noi când avem o problemă? O rezolvăm. Dumnezeu spune, așteaptă. Nu te repezi. Nu te repezi. Du-te și roagă-te. După ce te rogi, nu te repezi, te ridici la rugăciune și te duci să o rezolvi. Nu. Dacă n-ai primit puterea, du-te înapoi la rugăciune. Dacă n-ai primit puterea, du-te înapoi la rugăciune. Dacă n-ai primit puterea, du-te... Să mai repet? De câte ori s-a rugat Ilie? Greșit. De 7, dar ați greșit. Numărul e bun, dar răspunsul nu. S-a rugat până a primit răspuns. Dacă nu răspundea Dumnezeu de 7 ori, credeți că se oprea? Aoleu, număr sfânt, mă opresc. Eu cred că se ruga de 10. Și dacă nu răspundea Dumnezeu, cred că se ruga de 20 de ori până răspundea, nu-i așa? Well, du-te înapoi la cămăruță până primești putere. Că înseamnă că nu ești gata dacă Dumnezeu nu ți-a dat-o. Nu e că Dumnezeu nu vrea să o dea, ci înseamnă că tu nu ești gata. Dumnezeu mai are o lucrare de făcut cu tine ca tu să fii gata să primești puterea. Vreau să intrăm într-un aspect. Mai avem, o să vă respect timpul, mai avem 10 minute și terminăm. 10-12 minute, cam așa. Vreau să terminăm înainte de 1. Fără să am niciun merit, vreau să spun că pentru mine asta este un sacrificiu cumplit, pentru că e ziua copilului meu, are 20 de ani astăzi, și soția mea a zis, de ce te duci? Stăm și noi împreună cu copiii astăzi. Stăm și noi cu copiii astăzi. Și am ales să vin aici. Dacă am ales, îl rog pe Dumnezeu din inimă să folosească seminarul ăsta pentru lauda lui și pentru binele noastră. Vreau să vă spun că sunt trei lucruri. Sunt multe, dar trei de bază care ne trebuie în biserică. Și asta o să fie esența pe care discutăm după amiază. Și nu trebuie să fie neapărat 2 ore. Începem la 5, putem să terminăm la 6. Poate terminăm la 6:30. Ideea este că putem să... Am acolo pe computer 4 seminarii care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Cu ele sau fără ele, nu vă încălzește cu nimic. Dacă prindeți cele 3 lucruri, ați prins tot. Și până acum n-am vorbit decât de unul, de rugăciune. De nimic altceva. Nici nu l-am atins pe al doilea sau pe al treilea. Și e simplu. Mie nu-mi plac seminariile care au cheia fericirii în familie. 27 de soluții. Pă cum să mi le amintesc toate 27, frate? Dă-mi una sau două. Atât. Ăsta e un seminar simplu. N-are decât 3. E ușor să... Oricine și-l poate aminti. Ca să ating punctul acela ultimul, care e aici acolo. Evangelizare. O să-l ating după amiază. O să mă leg de el. Și nu este ce vă gândiți. N-are nicio legătură cu sistemul de evangelizare care s-ar putea să-l aveți în minte. Dumnezeu dorește să facă lucruri mari pentru noi.
Ce fel de lucruri, mici sau mari? Dumnezeu se simte jignit când mergem la El cu rugăciuni mici. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu mare. Dumnezeu vrea să sece Marea Roșie, se bucură să facă lucruri mari. Îi place să facă lucruri mari. Ca numele Lui să fie mărit și lumea să audă de Domnul. Nu? Noi n-ar trebui să câștigăm victorie prin numere. Frate, nu putem să facem evangelizare că nu avem decât 20 care vin la adunare. Nu putem să construim o biserică pentru că duminică la muncă n-au venit decât 6. Ca Gedeon, nu pot să merg la luptă că n-am decât 300. Dumnezeu, dacă Dumnezeu e cel care îți dă victoria, nu tu, Dumnezeu poate să-ți dea aceeași victorie printr-unul sau printr-o mie. De acord? Da sau nu? Dumnezeu poate să-ți dea exact aceeași victorie printr-unul sau printr-o mie. Numărul nu contează. Acum ascultați cu atenție. Dumnezeu dorește să facă lucruri mari pentru azi, pentru noi. Dar noi n-ar trebui să câștigăm victoria prin numere, ci printr-o predare totală. Ați auzit? Cum se câștigă victorie? Simplu. Noi trebuie să mergem înainte în tăria Lui, încrezându-ne în puterea Lui. Fii și fiice al lui Dumnezeu, pagina 279. Dumnezeu vrea să facă lucruri mari pentru tine. Mâine, luni, marți, de aici înainte. Ideea e să nu te bazezi pe tine sau pe alții, ci pe o predare totală, cum n-ai mai făcut niciodată în viața ta până acum. O predare pe viață și pe moarte, în care spui, Doamne, prefer să mor decât să mai trăiesc fără Tine. Pentru un copil care îl iubește pe Dumnezeu, e mai bine să moară decât să trăiască fără Dumnezeu. E mai bine să moară decât să trăiască fără Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă mai mult printr-un om care este 100% consacrat decât printr-o armată de 10.000 de oameni care sunt numai cât? 50%? 99%! Oh, e pretty good! Huh? 99% ăia sunt creștini buni, mai buni ca noi. Bănuiesc că noi suntem vreo 50-60-70% consacrați. Dumnezeu printr-unul 100% consacrat face mai mult decât printr-o armată de 99 sau de 1000 care sunt 99% consacrați. Nu s-ar putea să facă lucruri nemaipomenite. Gândiți-vă la biserica din Atlanta să aibă numai jumătate și jumătatea aia să fii și tu de oameni 100% consacrați. Nu înseamnă toți, gata, ne facem pastori, ci înseamnă umblare cu Dumnezeu. Ce? Nici nu ne putem imagina ce ar putea să facă Dumnezeu în puterea și în înțelepciunea și în iubirea Lui. Nici nu ne trece prin minte ce ar putea să facă Dumnezeu prin tine. Nici nu ne trece prin minte. Prayer, rugăciunea, este metoda prin care Dumnezeu își revarsă puterea, redeșteptarea, înnoirea. O să trec peste astea. Dacă poporul meu care cheamă numele meu se umilesc, wow, și se roagă și caută fața mea, să mai citesc? Cunoașteți textele, nu-i așa? Dacă o trezire a adevăratei religiozități între noi este cel mai mare și urgent, cea mai mare și urgentă nevoie. Care e cea mai mare și urgentă nevoie între noi? O trezire a adevăratei, mulțumesc frate Orban, a adevăratei evlavii. Încă o dată, fraților, haideți să spunem cu toți, să fim sinceri. Care e cea mai mare nevoie care o avem? O trezire a adevăratei evlavii. O trezire a adevăratei evlavii. Ar trebui să fie prima lucrare a vieții noastre. Trezirea vine numai în răspuns la rugăciune. În timp ce noi suntem destituiți, ne lipsește Duhul lui Dumnezeu, nu putem, fără Duhul lui Dumnezeu, să apreciem predicile, nu putem să apreciem nimic. Dar când primim puterea Duhului Sfânt, inimile se deschid și așa mai departe.
Înnoirea are loc numai când în mod serios petrecem timp cu Dumnezeu. Toate paragrafele astea, toate, sunt toate legate numai de rugăciune. Cine spune sunt ocupat și n-am timp să mă rog, zice că este un semn al trădării față de relația cu Dumnezeu. Înseamnă că nu sunt consacrați. Am acolo o groază de versete biblice legate de rugăciune. Dacă vreți, pot să le las scrise aici pentru noastră. Spune că Iisus se ruga cât de mult? Toată noaptea. Dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a simțit nevoia să se roage toată noaptea în rugăciune, cu atât mai mult noi, ființe păcătoase, umane, cât ar trebui să ne rugăm? Tot timpul, versete legate că Iisus se ruga tot timpul. De vreme de tot se trezea și se ruga. De vreme de dimineață se trezea și se ruga. Veniți deoparte, umanitatea lui a făcut din rugăciune o necesitate și un privilegiu. A găsit confort și bucurie în relație cu Tatăl. Dacă Iisus, Salvatorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, a simțit nevoia de rugăciune, cu cât mai mult noi, oameni păcătoși, slabi și muritori, ar trebui să ne rugăm. Cu cât mai mult. Rugăciunea este răspuns la orice problemă în viață. Ne pune în legătură cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Când nu avem speranță, este pentru că nu ne rugăm destul. Nimic nu este imposibil la Dumnezeu prin rugăciune. O să mă opresc chiar aici. V-am promis că terminăm la timp și vreau să terminăm la timp. Provocarea mea pentru dumneavoastră, în care eu nu câștig și nu pierd nimic, este dacă tot am petrecut timp discutând despre consacrare personală, să vă cercetați viața astăzi și să-i cereți ajutorul lui Dumnezeu ca de aici înainte nu numai să luați hotărârea, ci El să vă mențină hotărârea de a căuta fața Lui, de a trăi în prezența Lui, de a experimenta pe Dumnezeu cum nu l-ați experimentat niciodată înainte, de a reuși să ajungeți la punctul să trăiți în prezența lui Dumnezeu, să auziți glasul Lui, să vedeți fața Lui, să umblați cu El, să știți planul Lui, să aveți încredere în El orice ar întâmpla, să lăsați pe El să folosească orice circunstanțe în viața noastră numai pentru slava Lui, să-L faceți pe El centru și focusul vieții. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.